veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Iată din nou că suntem în părtășie sfântă cu Scripturile pentru astăzi înălțarea, glorificarea Mântuitorului. Înălțarea, intervenită la 40 de zile după înviere, a adus în coronarea culminantă a lucrării lui Iisus Hristos pe pământ. Cel venit din glorie s-a reîntors în glorie. El s-a înălțat și a fost glorificat. În urma lui, conform făgăduințelor adresate ucenicilor, a trimis pe Duhul Sfânt să continue lucrarea până la desăvârșirea ei, până la împlinirea ei definitivă și instaurarea împărăției lui Dumnezeu odată cu revenirea Fiului și cu evenimentele finale. Să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, cuvintele Mântuitorului, versetele 27 și 28. Căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu, am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Și de la versetul 5... Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Domnul Hristos le-a prezentat ucenicilor așadar orarul mântuirii. El urmea să se retragă la cer, dar pământul nu rămânea un loc vacant, lipsit de preocuparea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt urma, așa cum s-a dovedit după 10 zile, să vină și să continue lucrarea Mântuitorului. Să adăugăm și un pasaj din Evrei, capitolul 2, versetele 7 la 9, unde din nou apostolul prezintă paranteza aceasta a coborârii Fiului Dumnezeu în lumea noastră și revenirea Lui în sânul Tatălui. L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, L-ai încununat cu slavă și cu cinste, L-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Haideți să privim împreună mai întâi la evenimentele derulate de la înviere și până la pătrunderea din nou în glorie, iar în partea a doua, prin fereastra care Biblia ne-o lasă deschisă, să privim spre cer prin credință la momentul glorificării Fiului lui Dumnezeu. De la înviere la înălțare, în cele 40 de zile, Domnul Hristos a desfășurat o lucrare în două planuri. Ca dovadă, nu tot timpul a fost văzut de ucenici și a fost cu ucenici. Doar în secvențe de timp El a fost împreună cu ei. O altă parte de timp El a fost absent dintre ei. El, în primul rând, a împlinit Vechiul Testament prezentând snopul primelor roade, după cum se proceda la sărbătoarea instituită de Dumnezeu, și s-a prezentat pe sine ca mare preot înaintea lui Dumnezeu. Să citim mai întâi pasajul din Vechiul Testament, din Levitic, capitolul 23, versetele 9 la 15. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: vorbește copilul lui Israel și spune-le: când veți intra în țara pe care vă dau și când veți secera semănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârgă a secerișului vostru. El să legine snopul într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca să fie primit. Preotul să legine într-o parte și într-alta a doua zi după sabat. În ziua când veți legăna snopul, să aduceți cardele tot Domnului un miel de un an fără cusur, cu reglementările aferente. Și întorcând Scripturile, Noul Testament, în 1 Corinteni 15, Pavel arată adevărata identitate a celui care a fost pârga, a primului snop. Mântuitorul este cel întâi înviat din morți. Versetele
20-23. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel din tâi rod. Apoi la venirea lui, cei ce sunt a lui Hristos. El a fost pârga, adică întâiul. Și rămânând în Noul Testament, citim și din Evrei 9, unde el este prezentat ca mare preot, amintim versetele 12 și 24. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Așa după cum a spus el în timp ce trăia și învăța pe oameni, în timp ce trăia aici pe pământ, ca să fim explicit, el a venit să împlinească întreaga lege a Vechiului Testament, nu doar în morala ei, în sensul de a fi neprihănit și de a ne putea livra nouă neprihănirea lui, în timp ce lua păcatul nostru asupra lui. El a împlinit în exclusivitate toate ceremoniile Vechiului Testament și chiar orarul sălbătorilor l-a împlinit. Căci a înviat după ce a murit la sărbătoarea Paștelui, a trimis Duhul Sfânt din cer la sărbătoarea Rusalilor, toate s-au încuadrat după orarul lui Dumnezeu, conform celor două calendare, religios și civil. Dumnezeu le-a aranjat în așa fel încât să coincidă evenimentele lucrării Mântuitorului ca să se împlinească. După cum s-au împlinit și alte profeții, privind robia evreilor, apariția unsului, a lui Mesia, toate s-au împlinit la vremea lor. Așa după cum am amintit săptămâna trecută că cele trei zile urmate de 40 și această perioadă de timp a fost profețită în Vechiul Testament. Dar tot în timpul acesta, deschideți vă rog la Fapte capitolul 1, versetele 1-3, Mântuitorul a folosit diferite ocazii și chiar dacă nu ne sunt date detalii, versetele acestea sunt suficiente să înțelegem cât de mult a instruit el ucenicii în perioada aceasta. Acum i-a învățat după ce ei aveau o nouă înțelegere. Căci dacă vă reamintiți, el la început le-a propovăduit pocăința, plasând spectrul învățăturilor sale în continuitate cu cele ale lui Ioan Botezătorul. După ce i-a dus până la o anumită etapă, i-a învățat că el trebuie să moară. Ei n-au înțeles nici până în ultimă instanță, că de aceea și Petru a procedat atât de nepotrivit. Iar acum, după ce ei au înțeles mult din Scripturi, cu mult mai mult ca înainte de moartea sa, ei aveau un alt discernământ. El chiar le-a dat o anumită măsură de duh după înviere, în ziua învierii, ca ei să poată realiza niște lucruri. Amintiți-vă că în diferite ocazii le explica Scripturile, le ardea inima în ei și pricepeau. Scrie aici, Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a resese, după patima lui, deci după înviere, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Nu știm exact, repet, ce învățături, în câte capitole și în câte domenii i-a instruit. Dar credem, așa cum a spus Pavel mai târziu, că le-a spus tot ce era necesar pentru ei. Și acele învățături, din perioada celor 40 de zile, s-au finalizat cu ceea ce este numit în Noul Testament Marea Trimitere, însărcinarea evangelizării lumii. Iată ce scrie în versetul 8. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Aceeași idee rezidă și din Matei capitolul 28,
Versetul 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, după ordinea prescrisă în Fapte 1 cu 8, urmând procedura de botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. După ce Domnul și-a încheiat în mod definitiv lucrarea, atât cea ispășitoare, cât și cea de învățare a ucenicilor, după ce ei au fost încredințați de înviere și de planul lui Dumnezeu pentru ei, a urmat înălțarea. Domnul Hristos n-a plecat ca noi, care poate nu ne terminăm treaba și trenul pleacă și le dăm așa peste cap și câte le facem, le facem și câte nu rămân nefăcute. Nu. Domnul le-a împlinit pe toate, n-a rămas o iotă scăpat. După cum pe cruce, ca să împlinea Scriptura, a rostit toate cuvintele, reluând profeția din Psalm, la fel înainte de înălțare, a împlinit tot ce trebuia împlinit. Vom citi momentul înălțării din Fapte, capitolul 1, versetele 9 la 11. După ce i-a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Cu alte cuvinte, nu-i normal? Nu v-a spus? Nu a fost așa profețit în Vechiul Testament? Vă înțelegem că ați fi vrut să mai stați cu Domnul. Dar acum urmează o altă fază. Până când acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și de atunci, în biserică, în ucenici, a rămas dorul așteptării lui Mesia să vină a doua oară. Și când ne gândim că bieții evrei, în ziua de astăzi, prin împietrirea lor, îl așteaptă să vină prima dată, când el de fapt se pregătește să revină a doua oară. Și Scriptura nu se încheie fără să prezinte în mod profetic în cartea Apocalipsei, capitolul 1, momentul când spusele îngerilor se vor împlini și Domnul va veni să pună capăt acestei istorii și să își răpească biserica sa. 1 cu 7. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci dinaintea lui. Da, amin. Ce încredințare puternică! Înălțarea Domnului la cer a fost o etapă prestabilită din planul lui Dumnezeu. Scripturile Vechiului Testament au prezis nu doar întruparea, au profețit și înălțarea. Iată ce scrie în Psalmul 110, versetul 1. Domnul a zis Domnului meu: șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Este exact locul și poziția Mântuitorului de după înălțare, la dreapta Tatălui, în așteptarea rezolvării definitive, a salvării, a eliminării răului. Însuși Mântuitorul a spus prin pildele sale și în mod direct prin cuvintele sale că el va pleca la Tatăl. Fapt care n-a fost înțeles de ucenici. Ei aveau istoria Vechiului Testament, în care Dumnezeu lucrase aici pe pământ. Ei erau legați foarte mult de Canaan și nu le-a fost ușor să înțeleagă că împărăția despre care Domnul îi spunea lui Pilat nu este din lumea aceasta. De altfel, sincer să fim, spiritul de conservare al compoziției noastre fizice, într-un fel sau altul, ne leagă și pe noi de pământ. Dacă am avea o biserică bună, dacă am fi sănătoși și n-am mai îmbătrâni, și dacă am avea pace și binecuvântare, hai să fim sinceri, parcă am vrea să mai tatonăm terenul și să mai rezidăm aici. De aceea, dincolo vom ajunge cu alt trup, că trupul acesta legat de pământ, scos din pământ, de pământ este mai legat și aici se simte natural și normal. Chiar dacă suferă firea, când vom străbate cerul și vom intra în noua împărăție, vom avea altă structură. Să urmărim în Evanghelie câteva versete care dovedesc spusele Mântuitorului cu referință la
înălțare, la plecarea lui de aici. Matei 21:33. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Și a mai spus o altă pildă, tot despre un proprietar care a plecat în altă țară, lăsându-și acolo pentru o vreme moșia, urmând să revină. Apoi, în Evanghelia după Ioan, citim în capitolul 3, de la versetul 12, unde Domnul abordează ideea aceasta, chiar dacă pe moment nu era înțeleas. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a pogorât în cer, adică Fiul omului care este în cer. Tot pe aproape 6:62. Din nou într-un moment de confuzie. Ei nu mai înțelegeau ce vrea Mântuitorul să spună. Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, ce ați zice? El vorbea despre felul în care le va da să mănânce trupul său și sângele său, simbolic. Era o referință la moartea sa. Și a zis Mântuitorul, dar dacă voi spune de etapa următoare, dacă asta nu înțelegeți. Totuși, cu vremea, ei au înțeles. Dar nu ușor. Mă adaug doar din capitolul 14, să vedeți ce greu s-a asimilat, etapă cu etapă, de la versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Din cuvintele Mântuitorului înțelegem că pentru ei ar fi trebuit să fie clar, dar nu simplu. Măcar că Domnul întotdeauna a asociat plecarea cu revenirea și îngerii au pus-o împreună. Vă uitați la plecare? Vine înapoi. Dar dacă i-ar fi lăsat în suspans să le explice întâi numai plecarea și de revenire să le spună mai târziu, n-ar fi suportat. Că și nouă, dacă ne-ar spune Domnul numai de moarte și nu de înviere, ar fi prea dureros. Dar așa e mai ușor să predicăm la mormântări, nu? Să-i facem pe oameni să înțeleagă, să accepte pasul acesta, că dincolo este o dimineață, după o seară. După ce Domnul s-a înălțat, în istoria biblică care mai este prezentată în Noul Testament, s-a mai arătat la trei oameni. La Ștefan, la cel care a fost primul martir, Fapte capitolul 7. Și Ștefan l-a văzut exact în poziția care o avea după înălțare. Versetul 56 și 55. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ce viziune înălțătoare! Să mori în timp ce sunt deschise ambele uși și de la ieșirea de pe pământ și de la intrarea în cer. Să vezi pe tot culoarul, până în capăt, chiar dacă nu va fi așa și la alții. Credem că Fiul lui Dumnezeu este acolo, dacă s-a înălțat. De la noi la El nu se vede, dar de la El la noi se vede. El ne vede, va vedea rodul muncii sufletului Lui, se va bucura, va mijloci pentru noi și va lupta și va lucra la mântuirea noastră până când vom fi și noi acolo. Apoi s-a arătat lui Saul pe drumul Damascului. Fapte 9, versetul 3. Credem că era nevoie de o descoperire specială pentru acest apostol care a lucrat mai mult decât ceilalți. Nu decât toți ceilalți în colectiv, decât oricare dintre ceilalți. Pe drum când s-a apropiat de Damas, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Iată cât de mult și cât de aproape simte Domnul față de biserica sa. Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Pe de o parte, cred că Domnul s-a arătat aici nu doar să stăvilească furia și gelozia lui Saul,
ci mai mult decât atât, să cheme în lucrare pe acest apostol. Pentru că din învățătura Noului Testament înțelegem că Domnul își cheamă în lucrare oamenii. El se uită de la înălțimea cerului peste toți care intră în biserică, chiar și peste copii, și își organizează lucrarea în timp. Duhul Sfânt tot ce face, face în colaborare cu El, cu Tatăl. Și apoi, în cartea Apocalipsei, din nou, Domnul s-a arătat lui Ioan pentru a confirma ce le spuse în această carte a sfârșitului. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 17. Ioan declară: când l-am văzut în slavă, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Trei asigurări după înălțare. Să privim acum împreună la glorificarea Mântuitorului, la slava care a primit-o atunci când s-a întors în cer. El a parcurs traseul acesta, lepădându-se de glorie, golindu-se de sine, gustând suferința și moartea, și a revenit la glorie. Iată ce spune Petru în 1-a sa epistolă, capitolul 1, versetele 10 și 11, încercând să sintetizeze profețiile Vechiului Testament prin prisma acestei lucrări. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstra vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Deci noi acum urmărim slava care a urmat după patimi. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, Domnul le-a vorbit ucenicilor în ultima seară de părtășie și despre iminenta proslăvire. Mai erau doar 43 de zile, am zice noi. Versetele 31 și 32. După ce a ieșit Iuda, adică după ce s-a declanșat momentul prinderii Mântuitorului și toate s-au ținut lanț, Iisus a zis: acum Fiul a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în El. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, și Dumnezeu îl va proslăvi în El însuși și îl va proslăvi îndată. Iar în Ioan 17, Domnul s-a rugat tot în noaptea aceea pentru revenirea sa în sânul Tatălui, în gloria cerului. Versetele 1 la 5. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor celor pe care i-ai dat tu, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, eu te-am proslăvit pe pământ. Știți că Domnul nu și-a reținut pentru sine nimic din slavă, i-a dat-o Tatălui. Acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți, cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Vă rog să înțelegeți de aici că Mântuitorul nu a avut pretenții să spună: Tată, am făcut treabă, acum aștept o premiere specială. El a cerut doar să reintre în poziția care o avea înainte de declanșarea planului de mântuire, atunci când a fost cu Tatăl alături la creație, la dirijarea întregului cosmos. A zis doar: Tată, vreau să revin acolo unde Tu m-ai avut dintotdeauna. Dar vom vedea că pe lângă slava avută dintotdeauna, Mântuitorul a mai primit o porție de slavă pentru lucrarea care a făcut-o. După cum și noi, când vom fi proslăviți și vom fi încununați la începerea împărăției lui Dumnezeu, fiecare va avea cununa lui potrivit cu lucrarea care a făcut-o pe pământ pentru Domnul. Spune profetul Daniel că vom străluci ca stelele, și Pavel scrie în 1 Corinteni 15 că stelele diferă în strălucirea lor.
apostolii au strălucirea lor, patriarhia lor, dar fiecare dintre noi are, va avea mai exact, o strălucire veșnică și vom trăi în aceeași esență și în aceeași atmosferă cu Dumnezeu. În momentul înălțării, Domnul Hristos a beneficiat de gloria Tatălui. El a fost primit în fața întregului univers. Am putea spune, în comparație umană, ca să înțelegem, cu toate onorurile Tatălui, în prezența întregii asistențe a cerurilor, inclusiv sub privirile întregii oștiri a cerului căzute. Evident că atmosfera era diferită în cele două tabere. Într-un fel, au privit îngerii aleși lucrarea Mântuitorului și, de pe cu totul altă poziție, îngerii căzuți. Totuși, el a fost înălțat, biruitor, și așezat la locul cel mai de cinste din ceruri, la dreapta. El a primit, prin gloria Tatălui, toate prerogativele în univers. Haideți să citim din Evanghelia după Luca, mai întâi, capitolul 9, o secvență simbolică doar a intrării în glorie, momentul de pe muntele schimbării la față, versetele 26 la 32. Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Aici este și aplicație pentru noi. Vom beneficia și noi de slava aceea? Nu este compatibilă slava pământului acestuia cu slava cerului. Lucrurile care sunt slavă în ochii lumii, în sistemul diabolic de valori, sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul aici a fost disprețuit și părăsit de oameni, se întorceai fața de la el, spune profetul, și oamenii nu l-au băgat în seamă. Și cu ce onoruri a fost primit în ceruri? Credeți că nu va fi la fel când vor fi onorați cei din biserică? Vorba poetului, cei ce în ochii dumitale nu făceau două parale, vor ateriza în orale la altitudini siderale și vor fi primiți la tronul lui Dumnezeu. Continui citirea. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Pe baza acestui verset s-au făcut multe speculații. Unii considerau că Ioan Botezătorul, Ioan, ucenicul, urma să rămână până când vine Domnul. Nu asta s-a spus aici. Cam după 8 zile, după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea, s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreoați de somn, dar când s-au deșteptat bine și au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el, știți dumneavoastră ce au zis mai departe. A fost doar o imagine acceptabilă pentru om ochiul uman a slavei, redusă foarte, foarte mult la o scară care putea fi penetrată și citibilă. Slava în care a intrat Fiul este slava Tatălui, o slavă care în dimensiunea reală nu poate să o suporte un om, căci Dumnezeu locuiește într-o slavă pe care nimeni nu l-a văzut și de care nimeni nu se poate apropia, doar duhurile cirești stau în prezența sa. În acea slavă a intrat Fiul. Iată cum prezintă profetul Daniel pe Fiul în fața tronului Dumnezeu, în slavă. Capitolul 7, versetele 13 și 14. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Iată cât de clar prin Duhul profetic despre care am citit în Petru a surprins Daniel imaginea aceea. El n-a înțeles. De aceea spune în versetul următor că văzând această imagine s-a turburat. Era incomensurabilă pentru descoperirea existent în vremea aceea. Era o dimensiune care doar Duhul din el o putea atinge, dar el nu putea să-i perceapă toate cotele, toți parametrii. Totuși, atât de frumos l-a prezentat prin Duhul.
pe Fiul omului, prezent în fața celui îmbătrânit de zile și primind slava și stăpânirea veșnică. Și să citim și din Evrei, capitolul 2, când după realizarea acestei lucrări s-a putut scrie următoarele cuvinte. Versetul 9 citim. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încurunat cu slavă și cu cinste. Unii l-au văzut, noi ceilalți îl credem pe baza cuvintelor lui Dumnezeu din Vechiul și Noul Testament. Dacă oamenii ar fi tot timpul conștienți de locul care îl ocupă Fiul lui Dumnezeu, ar trebui să aibă cu totul și cu totul o altă atitudine. În Scripturi este scris chiar aici în Evrei că El ne numește frați și nu este rușine să o fac. Măcar că are o asemenea slavă și noi suntem, în cel mai bun caz, niște robi netrebnici. Dar Scriptura nu sugerează nicăieri ca noi să ne permitem să spunem, a, fratele Iisus a fost om ca și noi, dintr-un anumit punct de vedere. Dar niciodată n-a fost ca și noi. El a fost un al doilea Adam. Noi provenim din primul Adam. De aceea, întrucât oștirile cerești îi recunosc slava, veniți și noi, începând din ziua de astăzi, să îi dăm mai multă slavă. Pentru că a fost prescris în Scripturi că în numele Lui trebuie să se plece orice genunchi și întreg universul să-L cinstească ca atare. În iubire ne permite să ne apropiem de El. Este un mare preot milos care ne acceptă în mizeria noastră atunci când ne prăbușim. Dar niciodată să nu banalizăm nici măcar numele, vreunul din numele Mântuitorului, ci tot timpul când vorbim despre El, dacă a primit slavă ca a Tatălui, să fim marcați de reverență și să ne pătrundă un spirit de sfințenie în fața Lui, slăvit să fie numele Lui. După ce a fost înălțat în poziția aceasta, El a primit toată puterea executivă, așa cum El însuși a spus, în cer și pe pământ, Matei 28,18. Toată puterea mi-a fost dată din partea Tatălui. De drept și de fapt a devenit și este conducătorul absolut. Tatăl, tot ce face în perioada aceasta, face prin El. Nu face fără El. De aceea spune că judecata i-a dat-o Lui. Mântuirea este în numele Lui. Toate deciziile se execută prin El. Nimic în universul acesta, în lumile create, fidele rămase lui Dumnezeu, despre care noi nu știm decât atât cât Scriptura ne descoperă. Și vieți oameni se trudesc să afle câți extraterestri vor fi și ce or face și pe unde or fi. Toți sunt sub controlul Domnului Hristos. Dar și lumile căzute îl au pe El ca stăpân și nu pot să facă nimic decât cu aprobarea Lui. Ei au știut încă de când Mântuitorul era pe pământ, vrei să ne chinuiești înainte de vreme? Ei au știut că El era la Tatăl, dar după aceea a primit puteri totale, pentru că L-a învins pe diavol. L-a învins pe Satan ca autor al morții, ca autor al păcatului și al bolilor. Iată ce spune Scriptura în privința aceasta, rămânând în Evrei 2, versetele 14 și 15. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. L-a deposedat pe diavolul de puterea morții. Și El ține cheile morții și ale locuinței morților, rezolvând problema celor care sunt în viață și au teama morții și a celor care au murit și sunt în locuința morților, rezolvând trecutul, prezentul și întreaga umanitate. Apoi, în Matei 8, versetele 16 și 17, este reluată o profeție din Vechiul Testament care dovedește că Domnul Hristos va rezolva problema păcatului și a bolilor, efectul cel mai grav al păcatului, fiindcă prin afectarea metabolismului uman intervine moartea.
Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți, El prin cuvântul Lui a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavi. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Adaug și cuvintele lui Petru din 1-a sa epistolă, capitolul 3, versetul 22, unde apostolul prezintă poziția aceasta de autoritate a Fiului Dumnezeu peste întreg universul. Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Și mai citesc din cartea Apocalipsei, unde este prezentat în aceeași poziție de biruitor și conducător, capitolul 3, versetul 21. Aici, pe lângă prezentarea poziției sale, este o făgăduință pentru noi. El a luptat pentru noi și luptă împreună cu noi și noi suntem luptători împreună cu El pentru aceeași cauză a rezolvării Universului. Noi suntem din interiorul cauzei că am fost afectați de păcat, El legându-se cu noi, s-a făcut una cu noi, făcându-se dator prin întrupare să se lupte, să ridice creația aceasta căzută. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Și tot Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 11. Oștirea cerului, încolonată după acest biruitor. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce ședea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul era încurnat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină moiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cerul urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascului vinul mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe cops avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slăvit să fie numele Lui. În lucrarea aceasta de control a Universului, de epurare a răului și sedimentare veșnică a binelui, tot cartea Apocalipsei prezintă în capitolul 11 momentul în care pământul va ieși în mod defectiv de sub orice control a diavolului. Nu va mai avea diavolul stăpânire cu nimic pe planeta aceasta și va trece totalmente, din toate punctele de vedere, sub jurisdicția lui Dumnezeu, a Domnului Hristos. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. De aceea Satan este deranjat și mânios, așa este prezentat în Apocalipsa 12, e mânios că mai are puțină vreme și va fi scos totalmente afară. Tot universul va fi curățit, ei vor fi închiși, vor fi primii care vor fi închiși, apoi oamenii înviați, pedepsiți și în urmă moartea, ca un efect al căderii, rămânând ca viața să domnească pentru eternitate. Vreau să încheiem cu două gânduri. Și gândurile acestea, toate și multe altele care sunt în Biblie, facă Domnul să rămână în mintea noastră. Uneori ne preocupăm prea mult de niște politici pământești. Ne gândim la partide politice și la state naționale. Avem datorii civice de care trebuie să ne achităm. Dar dacă astea ne frământă mai mult decât celelalte, înseamnă că noi ne aparținem acelei împărății, în mod total. Domnul Hristos, după înălțare, are locul cel mai înalt, pentru că s-a smerit cel mai mult și cel mai jos. Adică, noi oamenii, dacă ne-am smerit și ar face cineva cu noi ce ar vrea și am murit ca martiri, n-am coborât multe trepte. Dar El a venit din slavă până la cel mai de jos nivel posibil. S-a identificat cu ultimul păcătos, cu toată mizeria umanității. Și de acolo a fost înălțat puțin mai sus, dacă se poate spune așa, de unde a fost înainte, primind și slava de Mântuitor. Nimeni n-a coborât atât de jos. De aceea nimeni
nu are poziția sa. Îngerii sunt mult, net inferiori. El a primit un nume cu mult mai înalt și mai prețios decât al lor. Și eu citesc acum din Filipeni 2, unde Pavel prezintă aceeași idee. Versetele 9 la 11. De aceea, pentru moartea și lucrarea sa ispășitoare, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, adică din întreg universul, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Adică Hristosul care a făcut lucrarea aceasta de ispășire este Domn peste toate lumile universului. Și în Apocalips, declarația aceasta este efectivă și prezentată în capitolul 5, versetul 12 și 13, de la tronul lui Dumnezeu din ceruri și cântată în unison, potrivit cu ceea ce am citit din Filipeni. Aici este efectiv pronunțată și împlinită lucrarea aceasta. Citeți și 11 ca să vedeți între contextul. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și finalul acestei expresii rezolvă veșnicia viitoare, în vecii vecilor. Ce ocazie avem noi acum să intrăm pentru eternitate în acea atmosferă. Spuneam recent cuiva, tu ai vrea, dar nu vrei să dai prețul întreg. Pentru unele lucruri pământești, care vrem neapărat să le avem, facem niște sacrificii la care, și teoretic, nu știu dacă ne-am fi angajat cândva, dar ca să nu le pierdem, facem și ce zice că nu suntem în stare să facem. Că vrem ceva. Dar dacă vrem să moștenim aceste lucruri, și în Apocalipsă era la fiecare biserică, celui ceva, birui. Dacă vreți să biruim, atunci plătiți prețul întreg și faceți totul. Pentru ca prin viața de aici să apucăm cu adevărat viața viitoare. Doamne, ajută-ne! Și amintesc aceasta în ideea celui de-al doilea gând. Domnul Hristos, prin lucrarea sa, finalizând cu înălțarea, a realizat ceea ce întâlnim în Genesa sub expresia cunoscută de noi, scara cerului. Făgăduințele patriarhilor, într-una din imagine date de Dumnezeu, prezentau o scară pe care doar îngerii circulau. Pe scara aceasta, în urma căii care a deschis-o Mântuitorul, pot să circule oamenii. Că de fapt toată nădejdea noastră nu-i în răpire și în înălțare. Atunci se va finaliza totul. Aceasta era promisiunea pentru patriarhi în Geneza 28 cu 12. Aceasta a spus Domnul în Ioan capitolul 1, versetul 51, pe care vi-l citesc. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului. El a rezolvat traseul acesta. Și dacă nu vi se pare suficient de relevantă imaginea asta, vă completez cu alta. Deschideți în Evrei 6. Și din nou aici ideea pleacă de la făgăduințe, trecând prin legăminte și la realizarea efectivă. 6 cu 17 la 20. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorul făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne-a pus înainte, pe care o avem ca o ancora sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, care știți că s-a despicat la moartea Domnului, unde Iisus a intrat pentru noi, ca înainte mergător, după ce a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. El s-a dus și în urma lui nu s-a închis ușa, dimpotrivă a rămas o cale. Și spune în Evrei 10,
în aceeași idee, de la versetul 19. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Să ținem fără șoveri la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce ne-a făcut făgăduința. Amin. În fața unei asemenea căi, nu-ți vine să alergi. În fața unei asemenea traseu deschis spre gloria eternă a Tatălui, cine ar mai putea împiedica? O inimă rea și necredincioasă. O minte nepercepută. Dumnezeu rezolvă problema minții nepricepute când ne înțelepțește prin Duhul. Inima o schimbă. Pune cuvântul Său în ea. Nu ne rămâne decât să acceptăm voința și înfăptuirea divină și să putem finaliza cu bine într-o zi la picioarele Mântuitorului în ceruri. Acolo, între oștirile cerești, unde Apocalipsa prezintă sfinții, ajung și ei deja. Dumnezeu este sigur pe ce face. Sigur, va fi o gloată mare acolo. Vom fi și noi? Doamne, ajută-ne! Amin! Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.